Bună ziua! Suntem la podcastul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Invitatul nostru de astăzi este colegul meu, Pompiliu Ciocchia. De fapt, Pompi, cum îți spunem toți, te rog să te prezinți tu, pentru că știu că ai numele tău, adică prenume, ai mai multe prenume. Salutare și sărut mâinile! Numele meu este Ciocchia Ghinea Pompiliu Cantemir Cristian. Bun, astăzi o să-ți spunem Cantemir. Ah, super, de acord, chiar îmi place. Cantemir, de când ești în echipa Teatrului Dramatic Elvira Godeanu? 1999. Trebuie să faci calculul? Da, 24-25 de ani. Mulți înainte. Ai de gând să ieși la pensie de aici? În momentul ăsta, da, așa... Adică nu mă gândesc să plec în niciun caz. Înseamnă că ți-e bine. Da, e bine, da, da. Sau sigur. Ești cumva genul de om care pleacă atunci când este prea bine? Nu, în niciun caz. Nu, în niciun caz, nu. Deci nu îți plac provocările, nu? Provocările cu tine. Provocările îmi plac și mereu le accesez, așa să zic, dar există destul de multe provocări aici, fiindcă meseria asta are mai multe paliere, mai multe culoare, adică provocări sunt, nu, cum să nu fie. Care a fost cea mai mare provocare a ta din punctul de vedere al profesiei, din punct de vedere al drumului pe care l-ai parcurs până acum în teatru? Cea mai mare provocare a fost, cred că atunci când nu aveam locuință aici, că nu mai de aici pot să vorbesc, și având salariile foarte mici, m-am gândit să mă duc în armată. Și atunci am avut de ales între a rămâne în teatru cu un salariu foarte mic și fără locuință sau a pleca în armată, unde trebuia să fac la Sibiu un an și ceva și ieșeam, să zic așa, ofițer inferior și puteam să am funcția de șef de casă de cultură. Și atunci am preferat să rămân aici, să nu merg. Ce era bine, că acum probabil că mă puteam întoarce în teatru, fiindcă aveam o pilă și fiindcă ieșeam la pensie la 45 de ani din armată. Și făceai un cumul, nu? Cumulai pensia cu salariu. Păi nu știu, cred că se poate. Se poate, da. Se poate, da. Da. Dacă nu se întâmpla să aleg așa cum am ales, de fapt, să rămân aici, fiindcă pasiunea și bucuria de a face această meserie, lucrurile astea depășesc financiarul de multe ori. Și cum te-ai descurcat în perioada aia? Păi am dormit în cabină. Am dormit aici în cabină și era frustrant pe alocuri, plăcut din alt punct de vedere, fiindcă aveam niște vizite foarte dese ale colegilor ce aveau, să zic așa, o mică neînțelegere în familie sau între prieteni, veneau mie să-mi povestească și să facem o șuietă pe tema asta. Și știu că și paznicul dormea mai liniștit știindu-te pe tine la cabină. Fiindcă nu tot timpul dormeam noaptea și atunci, uite, puteam să am un cumul de funcții pe care nu l-am avut atunci și ăsta de a fi paznic. Și bănuiesc că nici nu întârziai la repetiții, nu? Am întârziat odată. Am întârziat fiindcă nu m-am trezit, am rămas cu niște colegi mai mult în teatru și până la urmă știu că am ațipit, am adormit către dimineață, că am stat la povești despre personaje și despre spectacolul ce fusese în seara aia și am adormit aici, în spatele scenei, și de dimineață când au început, cred că Nicu Urs era tagul, dacă nu mă înșel, și știu că la un moment dat ne deranjau ăștia cu repetiția pe noi care dormeam acolo, care eram ațipiți acolo. Care a fost cel mai frumos spectacol în care ai jucat tu, din punctul tău de vedere? Fără doar și poate Revizorul, Andrei Mihalache, regia, unde am fost Hlestakov, regizorul. Mai că e de mult ăsta. Mai ții minte ce am jucat eu în Revizorul? Fata primarului. Uh-huh. Da. Ții minte, sigur. Sigur, sigur. Da, un spectacol foarte frumos, într-adevăr, un spectacol bun. Bun, complex, complet aș putea spune, fiindcă s-au atins multe
multe zone și mulți actori, cel puțin în ceea ce mă privește, pot vorbi despre mine, au evoluat, adică au crescut în spectacolul ăla, fiindcă e un spectacol clasic, foarte bine montat de domnul Mihalache. Care e un regizor foarte bun, extraordinar. Mai ales pe comedie. Da. Cum ai găsit teatru când te-ai angajat? Mai ții minte? Da, cum să uit? Cum? Rece. Nu ne mutasem, în 99, nu? Nu ne mutasem aici. În 2002, am stat 3 ani la Casa de Cultură. L-am găsit... fost norocos. Alții au stat mai mult. Da, fiindcă am prins ultimii 3 ani înainte de a ne muta aici. Și ce mi-amintesc că era frig, era gheață în scenă, într-o iarnă. Ningea pe noi? Da, da, da. Și știu că asta mi-a rămas, că apa aia înghețase undeva de acolo, de la cabine, când veneam. Era efectiv gheață în scenă, fiindcă era și scândura ruptă, se acumulase apă și era... Dar, na, vârsta ne făcea să nu le băgăm în seamă sau... Nu știu ce, că le luam așa, ca și normale, ca și... Deși nu erau normale, sigur că da, dar nu-mi păsa de ele. Pompi, de unde ești tu deloc? Din Băilești, Dolj. Cum e... ai avut... te-ai gândit vreodată că ești din Băilești, de unde este marele nostru actor Amza Pelea, și că ai o responsabilitate în sensul ăsta? Ce... Sigur, m-am gândit și de multe ori, nu că am folosit lucrul ăsta, dar unde am mers preferam, adică prefer și acum să spun că sunt de acolo, fiindcă este o zonă specială, în primul rând datorită lui Amza Pelea, este zona asta specială. Deși eu când am vrut să dau la teatru, când m-am hotărât eu prin clasa a doua, a treia, ca și model l-am avut pe Horatiu Mălăele. Horatiu Mălăele îmi plăcea foarte mult. Și atunci am... prin a doua, a treia, a început eu să întreb ce este ăla IATC, cum se numea în perioada comunistă. Și, dar da, Mălăele pe mine m-a determinat. M-a impresionat foarte mult. Nu Amza Pelea, fiindcă ceea ce auzeam și vedeam în sketch-urile, în scenetele lui Amza Pelea, erau niște lucruri așa cunoscute, adică nu mi se părea ceva așa. Era imaginea lui Amza Pelea, că era la televizor, dar că era de-al nostru și era la televizor, dar ceea ce povestea... Pentru tine era normal. Da, era, normal. Adică chiar crescând puțin, nu înțelegeam, bă, dar de ce are succes, că povestește de sucă, de țațareta, de nea, nu știu, cu tare, de... Când eu știam povestile astea, bine, sub o altă formă, fiindcă ele au mai fost de Amza Pelea, au mai fost șlefuite puțin, sigur, li s-a dat un caracter dramatic, s-au construit ca să funcționeze, dar erau niște povesti pe care eu le știam, știi, și nu înțelegeam, vai, ce impresionată e lumea, adică, și lucrul ăsta l-observam când mergeam în excursii cu școala, uite, de unde, de la Băilești, de la Neamărin, știi, și... Dar lucrul ăsta nu-l înțelegeam atunci, adică ce mare lucru face Neamărin. Anul ăsta ai avut ocazia pentru prima dată de când faci profesia asta să joci la tine acasă. Da, am jucat la Lilieci acasă și un text ce se pretează, bineînțeles, foarte mult pe zona Olteniei și pe zona Băileștiului, Marin Sorescu, și wow, a fost foarte emoționant și foarte și chiar... Vreau să-ți mulțumesc că am putut să joc acolo, că spectacolul a putut fi dus la Băilești. Am primit niște... Adică a fost extraordinar, așa că la... Bine, la mine s-a întâmplat lucrul ăsta datorită faptului că eram de acolo, dar am luat aplauze înainte să încep să vorbesc, să dau vreo replică. Veneam din sală către scenă, cum este intrarea, și au început aplauzele. Și apoi și înainte de spectacol și după, adică au venit câțiva care mă cunoșteam și că, bă, hai că ți-a adus ceva, vino. Aveau plase cu sticle de vin, zic, după să terminăm. În fine, și după ce s-a terminat spectacolul, deci mă, n-a venit unul să zică felicitări, bravo, bă, Pompilică, ți-a adus și eu 3 kg, 2 kg ți-a adus. Da, n-a zis, bine, ai mei apropiați mi-au zis felicitări, dar da, veneau cu plasa, știu, uite, cu alea mai pusărăm și nu știu ce, și dai și la colegi. Astea erau felicitările. Dar oamenii voiau să mă felicite, numai că așa știu ei, așa se comportă. Da, extraordinar. Uite, 4 sticle, 2 ca să le bei tu, știi?
Da, e o lume specială. Mai că este un orășel, na, e. Ai avut vreun rol care nu ți-a ieșit? Așa cum ai fi vrut tu. Da. Bine, eu în multe lucruri sunt puțin mai pesimist așa, adică majoritatea le văd ca fiind ratări, puține sunt. Dar ratare cu adevărat am avut în Tuzenbach, în Trei Surori. Uh-huh. În Trei Surori. Nu am putut să... Nu aș zice asta. Că... Așa l-am simțit eu. Păi da, ca e... Da, jucam în... Da. Nu, pentru mine ăla a fost, fiindcă a fost o comunicare foarte ciudată cu regizorul. Da, deși... cu toți am simțit asta atunci în distribuție. Da, știu că îmi făcea niște observații pertinente sau mai puțin pertinente, în fine, dar într-o stare de nervozitate așa m-a dus, știu că am spart paharul în mână, aveam un pahar cu care repetam, jucam și în momentul indicațiilor eram cu paharul și atât am strâns de ceea ce zicea că l-am spart. Da, Tuzenbachul din Trei Surori, ăla mi se pare că a fost ratat, fiindcă n-am putut să-l prind, nu l-am găsit, nu am comunicat bine cu regizorul cu care în afara scenei vorbeam, ne întâlneam, adică nu era o problemă personală, ca să zic așa, n-a comunicat, dar nu, ăla îl trec la ratări pe locul întâi, fără doar și poate. Da, știu, mi-aduc aminte că atunci majoritatea dintre noi am avut problema asta de comunicare cu regizorul. Nu s-a legat. Mai sunt și spectacole dintre astea, nu toate. Dar e experiență din care înveți. Sigur că da. Chiar dacă ți se creează disconfort în momentul respectiv, e o experiență de care înveți. Înveți mult. Înveți și atunci când mai întâlnești niște situații aproximative, altcumva le tratezi. Ești tu cel care deschizi pârghii de comunicare, culoare de comunicare, poate puțin așa mai... Cu ce regizor ai comunicat cel mai bine? Cu Andrei Mihalache. Cu Andrei Mihalache și cu domnul Dabija, bineînțeles. Da. Și cu domnul Dabija, adică, altă ligă. Altă ligă, fiindcă ne-a pus să aducem noi niște povestiri, să selectăm, să alegem. Le-am dramatizat împreună, adică le-am dramatizat. Noi le-am prezentat și apoi a fost și un dramaturg și Alexandru Dabija, cei care au lucrat pe text și a făcut o poveste extraordinară din niște povestiri din Cehov pe care atunci când le citeai ziceai că da, e Cehov, e genial, dar a știut să le însăileze și să le dea un fir, o acțiune ce se continua dintr-o povestire în alta, deși ele erau povești separate, adică subiecte cu totul și cu totul diferite, dar a știut să le... Da. Pumbi, tu ai urmat și regie. Ce s-a întâmplat? Că știu că la un moment dat, nu? Da, te-ai îndreptat spre regie. M-am îndreptat către regie, numai că au fost niște probleme personale și n-am putut să duc, adică nu am licență, ar trebui să mai fac un an de zile, dar am vrut ca să învăț, că așa era varianta la îndemână, era să fac master pe regie, care nu se plătea și da, puteam să montez, să zic așa, oficial cu masterul de regie, că nu poți să fii angajat, dar poți să prinzi contracte, da, să zic eu, nu? Da, da. Cu master. Tu ai făcut 2 ani și da, îți mai trebuia încă un mai an, nu? Și te-ai oprit din motive da. Personale. Personale m-am oprit. Și te-ai gândit vreodată să reiei dacă ai posibilitatea asta? M-am gândit, dar până la urmă e bine așa, fiindcă mie îmi place foarte mult să fac povești, să intervin în povești, să lucrez și cu textul și... Am lucrat foarte mult la școală. Da, acum... asta vreau să spun, că tu de bani buni de când ești în învățământ. Mult sunt. Am făcut o pauză de 3 ani atunci când am fost la Cluj, la regie, da, atât. Și acum sunt organizatorul de evenimente extracurriculare al Liceului de Arte Constantin Brăiloiu, unde am mână liberă, primesc de la doamna director niște teme
Și eu pe temele alea fac niște povești, adică atât textul cât și miza în scenă folosesc. Cât de mult te ajută în profesia de actor această întâlnire cu niște copii, cu niște oameni tineri care vor să facă profesia asta? Te ajută mult pentru că ești obișnuit să rabzi, să ai răbdare. Atunci când lucrezi cu copiii, dacă nu ai răbdare, nu poți să ai rezultate sau nu-i poți dezvolta pe ei, că până la urmă trebuie să-i ridicăm, nu neapărat să facem performanță, că performanță faci cu foarte puțin sau deloc, depinde de generații. Și atunci de aici am învățat să am răbdare cu colegii din scenă, să am răbdare cu colegii la cabină, cu colegii pe holurile teatrului, să am răbdare cu colegii care poate nu vorbesc tocmai frumos despre teatru, și atunci am răbdare sau îi privesc în ochile, trag un zâmbet și zic lasă, că își dau ei seama la un moment dat. Adică am răbdare. Ce ți-ai dori pentru anul următor în teatru? Mi-aș dori să fiu implicat în povești. Fie că sunt implicat în poveste, adică să acționez, să fiu actor, să joc, fie poate să stau puțin în spate și să mă implic mult în povestea aia, să fac... Tu în anul ăsta ai fost implicat, mă scuz că te întrerup. Chiar vreau să-ți mulțumesc pentru lucrul ăsta, pentru că ai făcut un lucru extraordinar. Ai făcut acest spectacol Lectură, jocul de-a școala în școală. Nici nu mă așteptam să fie atât de un spectacol atât de legat, de chiar cu emoție, care te dispune, te bine dispune, care și care este educativ. Mulțumesc și mulțumesc mult și doamnei profesoare Eva Bistreanu, care a făcut scenariul spectacolului din programa școlară a claselor 5-8 de limba și literatura română. Și tu ai văzut feedback-urile, le primești chiar tu, că mergi cu colegii acolo unde suntem chemați, în școli, un spectacol gândit pentru școală, pentru spațiul clasei, și feedback-urile sunt, uite, vorbește tu despre feedback-urile pe care le primești. Am emoții numai când aud lucrurile astea. Da, noi jucăm spectacolul unde se poate și când se poate, fiindcă activitatea la teatru fiind... adică sunt multe repetiții și multe reprezentații, colegii din jocul de-a școala în școală sunt implicați, normal, și în alte proiecte, și atunci nu putem să mergem de câte ori suntem solicitați. Și atunci am văzut de la impresariat că exista o listă marți la ora 14:30, joi la, nu știu cât, la 12:20, dau un exemplu, și atunci trebuie să... Când se poate, atunci te ducem în ziua respectivă unde se lipește, fiindcă cerința este foarte mare. Și atunci, fie că mergem în oraș la Târgu Jiu, fie că mergem în alte comune, dar... Dar cât e de important să ajungem la copiii din sate și din comune? Foarte important. Și cât de mult contează pentru ei? Sunt niște fotografii acolo, nu mi-am dat seama să filmez cel puțin cu telefonul, așa. Dar după spectacol vin pentru autografe, stau la rând, se bucură, adică practic, exagerez puțin, practic parcă vin așa să-i atingă, să vadă cine a fost în fața lor. Și spectacolul are un puternic caracter didactic, nu este un divertisment. Nu. Sigur că pe alocuri poate este, fiind vorba de educație non-formală, este împănat cu puțin divertisment, dar scopul este unul pur didactic, fiindcă e programa de clasele 5-8. 5-8 și urmează limba. Acum să avem premieră cu Moara cu noroc, care cu este noroc. Pentru liceu. Pentru liceu, da. Este o altfel de provocare, fiindcă cui ne adresăm se schimbă, adică acum vorbim efectiv de adolescenți, vorbim de
15-19 ani, unde sunt altcumva, deja acești tineri au acumulat anumite experiențe, sunt altfel, nu mai sunt ca cei de 5-8 și a trebuit să găsesc un alt fel de limbaj pentru a ajunge la ei. Sper că se va și întâmpla, adică sunt convins că se va întâmpla lucrul ăsta, fiindcă premiera urmează să fie aproape gata, spectacolul Moara cu noroc. Numai că voiam să revin puțin la jocul de-a școala în școală, i-am spus jocul de-a școala în școală, fiindcă în școală se desfășoară, se joacă în fața, în timpul orei de limba și literatura română sau imediat după ore. Sau în ora de dirigenție. Sau ora de dirigenție, cum alege școala respectivă. Și totul este în zona educației non-formale, este în joacă, adică începe povestea, vine profesoara în clasă, copii, vă rog frumos, telefonul pe silent. Și una din actrițe vine: vai, doamnă profesor, dar mi-am luat telefon nou, dați-mi voie să fac un selfie. Și face selfie-ul, închide telefonul, fiindcă a fost rugată, și apoi profesorul începe și spune: a, selfie, da, selfie-ul, putem vorbi din Italia, de la Parmegiano în 1600, dar prima dată, primul selfie a fost făcut în 1920 și a stat 15 secunde nemișcat în fața camerei. Adică toate exemplele și lucrurile astea sunt în manualele de limba română pe care le folosim acolo, ni le-a dat doamna Eva Bistreanu. Și manuale ce mie îmi plac foarte mult, auzisem tot felul de discuții că sunt proaste manualele, că sunt, adică vorbesc de sentimente, de senzații, de comunicare verbală, non-verbală, paraverbală, de selfie, da. Bine, asta în clasa 5, așa, apoi ușor, ușor ce ajungem la schițe, la povestiri, dar funcționează super spectacolul, dar câtă bucurie poți să ai când îi vezi. Sigur, gurile rele pot spune că, domnule, uite, nu jucăm pe scenă, n-o să fim invitați la un teatru. Nu se face pe scenă, doar pe scenă. Teatrul s-a născut, adică oriunde poți să faci teatru. Unde ai public poți unde să ai faci. Public, exact. Unde ai public. Și atunci e foarte frumos acolo, adică simți o energie pozitivă. Extraordinar, să-i vezi cum sunt așa cu ochișorii amari și gura căscată și se termină și rămân așa, gata. Plus că finalul este interactiv cu exerciții de dicție, primesc exerciții de dicție și să vezi ce eforturi fac ca să rostească, să spună: rege paragraf, Ramus, când te vei dezoriginaliza, mă voi dezoriginaliza, că cel mai originar dintre originari se va dezoriginaliza. Bine că aici îi fac 7 gafe în cât am spus. Gafe. Da. Pronunță mai greu. Dar e o atmosferă extraordinară și sper să mai continuăm aceste proiecte. O să continuăm, da. Trebuie să găsim idei noi în 2024. Poate facem după programa școlară de istorie. De sigur. Matematică, ia să vedem acolo. Aia, da, la matematică. Este o provocare. Am făcut, știu, la fizică, am făcut la liceu pentru cercul de fizică, am făcut unei doamne profesor și am avut ca și temă, sper că nu greșesc, cuantificarea sunetului în evoluția, denumire, așa se numea tema cursului de la fizică și am reușit să fac cu vorbesc de personaj acum, cu niște viermi ce evoluează și ajung oameni, descoperă sunetul prin accidente, că se lovesc cu pietrele în mână și încep să țipe, adică și atunci avem sunetul, îl măsuram cumva și apoi este o singură replică la final: te iubesc. Ce frumos. Da, da, da. Adică se poate și pe disciplina asta de matematică, da. Pompi, am văzut că în 2024 îți dorești să fii implicat în mai mult în poveștile pe care noi aici în teatru le spunem celor invitați în sala noastră de spectacol. Da. Pe plan personal? Ce îmi doresc pe plan personal? Uh-huh. Îmi doresc să fiu sănătos eu, să fie sănătoasă soția mea și să se întâmple minuni frumoase. Minuni, mă rog, minuni frumoase. Minuni să se întâmple, fiindcă
mă consider un om pozitiv, un om deschis și sigur nu atrag ce e rău, nu atrag ce este urât, caut mereu să părăsesc cercurile astea unde se întâmplă lucruri nu prea frumoase, fiindcă așa m-a învățat pe mine, m-a învățat ai mei de acasă să caut să nu fiu în locuri ce nu sunt sănătoase, nu sunt ok pentru mine. Mulțumesc, Pompi, că ai răspuns invitației mele. Vă mulțumesc pentru invitație. Și vom vedea în 2024 ce proiecte vom dezvolta împreună. Eu o să vin cu propuneri. Te aștept. Mulțumesc, eu mulțumesc. Și eu.